acum câteva săptămâni, când ne-am văzut la raportul de activitate pentru primele 6 luni. Acum 4 săptămâni am discutat despre posibilitatea ca pe platforma existentă, ghișeul.ro, să venim și deja lucram în acel moment la o nouă modalitate de plată. Din fericire, împreună cu partenerii noștri, mă refer aici la domnul George Angel de la Apero, pe care îl avem astăzi alături de noi, și de doamna Mădălina Teodorescu, vicepreședinte Pireus, împreună cu domnul Liviu Stoica, președintele Agenției pentru Agenda Digitală a României, am reușit să închidem acest proces de testare și de pregătire a noii modalități de plată prin internet. E un proces foarte important pentru că, așa cum am avut posibilitatea să discut și în ultimele luni cu partenerii noștri, domnii de la ADR și de la Pireus, este pentru prima dată când ajungem într-un moment în care vom interconecta baze de date din zona publică cu baze de date din zona privată. Mă refer aici la banca care a acceptat să-și asume acest prim proces de conectare. Și cred că e foarte important pentru toți utilizatorii, în primul și în primul rând, să venim în fața lor cu o platformă care de 7 ani își desfășoară activitatea și considerăm că putem avea încredere în această platformă. Apoi e foarte important că ghișeul.ro a reușit să demonstreze în ultimii 7 ani, să-și demonstreze în ultimii 7 ani utilitatea, existând în momentul de față un număr de 351 de localități înrolate. S-ar putea ca acest număr, așa cum am mai discutat și în alte prezențe publice, să fie nu tocmai cel pe care ne-l dorim, însă cele 351 de localități deja înrolate, acoperă aproximativ 90% din mediul rural. Bineînțeles, existând într-adevăr un decalaj între numărul de instituții de UAT-uri înrolate din zona urbană și cea rurală. Însă, așa cum ați avut posibilitatea să vedeți și în ultimele 7 luni, desfășurăm diverse activități și încercăm să grăbim finalizarea unor proiecte care să ajute și zona rurală, în sensul de a finaliza proiectul RONET, și am demarat în 6 august apelul pentru RONET 2, putem să-i spunem, NGN, cele două proiecte prin intermediul cărora Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale dorește să vină și în sprijinul locuitorilor din mediul rural, astfel încât nu doar primăriile sau instituțiile publice să fie conectate la internet de mare viteză, ci și ei să poată, ci și locuitorii să poată beneficia de astfel de servicii. Și de aceea am intensificat activitățile pe cele două direcții, în așa fel încât să ajungă cu internet în bandă largă, în cel mai scurt timp și în localitățile care până acum nu au beneficiat de aceste servicii și au fost declarate de către partenerii noștri de la ANCOM zonele. Asta doar ca o introducere sau ca o paranteză, pentru a putea explica oarecum acest decalaj dintre numărul de primării înrolate din zona rurală și numărul de primării din zona urbană. Dacă vreți, putem continua și cu câteva cifre. Din punct de vedere al municipiilor și orașelor s-au înscris 185 și în acest moment avem înrolate 159 de comuni